Vremea potrivnică din unele perioade ale anului 2022 a afectat și unele drumuri din stațiunea Vâlceană Băile Olănești, astfel încât a fost nevoie și de fonduri pentru calamități la refacerea acestora. A fost un an bun în care am semnat trei contracte de finanțare și aici mă refer la componenta 5, valul renovării, proiecte ce vizează anveloparea blocurilor pe care le avem în Băile Olănești. Am semnat trei contracte, avem 9 blocuri, 213 apartamente care vor intra în lucrările de modernizare, de reabilitare. Se vor executa lucrări de consolidare seismică, lucrări de eficientizare termică, se va interveni la acoperiș, la partea de geam și alte lucrări care sunt necesare în conformitate cu expertiza tehnică. Se va crea, sunt convins, o imagine plăcută și, bineînțeles, un confort pentru locuitorii din Băile Olănești care au locuințe în aceste blocuri. Vă spuneam, sunt trei contracte de finanțare și aici avem blocurile 1, 2, 3 și 4 din strada Aicuza, Carol Davila, blocurile A, B, C din strada 1 decembrie, dar și H și K pe care le-am semnat luna aceasta. Am demarat procedurile de achiziție pentru executarea daliului, studiu de fezabilitate și acum lucrăm pentru a putea scoate în procedură de achizițiile serviciile pentru proiectare și execuție propriu-zisă a lucrărilor de anvelopare. Am obținut finanțarea prin programul Angel Salini pentru un proiect ce cuprinde modernizarea străzii Glodeanu, stradă care face legătura cu localitatea Moireasca pe lungime de 2 km. De asemenea, avem inclus în acest program strada Comanca, 2 km și un pod peste părâul Olănești, dar și porțiunea de la izvorul 24 până la interstiția cu drumul de Dăceanu 656 va fi modernizat, se vor executa lucrări de asfaltare, betonare, rigole pentru preluarea apelor pluviale, podețe, tot ceea ce presupune asigurarea unei zone pe care locuitorii turiștii să circule în siguranță. Vom semna contractul de finanțare, am executat studiul de fezabilitate și mai avem un aviz de luat, un aviz OCPI pentru străzi și ulterior vom încărca în platformă și vom semna contractul de finanțare și în 2023 procedura pentru execuția proiectului tehnic și a lucrării. N-am fost ocoliți nici noi ca urmare a precipitațiilor abundente, au fost mai multe zone afectate și aici pot să spun strada Burguiata, Tisa, Comanca, în mod deosebit străzile care fac legătura cu localitățile componente din stațiune, am intervenit, dar am depus și pe calamități prin situații de urgență documentațiile necesare în vederea alocării sumelor și executarea lucrărilor pentru refacerea porțiunii afectate. Nu am primit suficienți bani, parțial, și aici pot să spun concret pe strada podului, am primit 177.000. Am demarat documentațiile pentru proiectul tehnic și chiar am încheiat contractul pentru execuția lucrării. Se lucrează în momentul de față pentru consolidarea acestei străzi, strada Podului, unde platforma drumului a fost afectată
pe lungime de 50 de metri, practic nu se mai poate circula auto decât pietonal, se intervine în zona Albiei Părâului Echia, se vor executa gabioane, ziduri de sprijin, lucrări de stabilizare a întregului tronson de drum. Pentru 2023, administrația locală din Băile Olănești își propune să finalizeze mare parte din proiectele pentru care a fost obținută finanțare și care se află acum în diverse stadii.